Bine ați venit la Audio Tales, povești ascultate înainte și de alți copii. Vânătoarea de vulpi, de Sven Nordqvist. Moș Petson și motanul lui Findus stăteau la țară, într-o casă cu grădină și curte. Aveau câteva găini într-un coteț, destule lemne pentru foc și tot ce le trebuia în șopron. N-aveau ei cine știe ce mulți musafiri, dar asta nu-l deranja câtuși de puțin pe Petson. Ba dimpotrivă. Într-o zi însă se treziră cu vecinul Gustafsson, însoțit de câinele său și cu pușca pe umăr, supărat foc. Cel puțin așa părea. Hai noroc, Petson, spuse Gustafsson. Pe tine nu te-a vizitat vulpea? Nu, pe aici n-a călcat nicio vulpe, cel puțin din câte am văzut eu, spuse Petson. Ai fi văzut sigur dacă ar fi trecut pe aici, șuieră printre dinți Gustafsson. E o hoață de găini cu mătra vulpe. Pe mine m-a vizitat azi noapte și mi-a furat o găină. Dar n-o să se mai repete, fii sigur. Data viitoare, dacă o văd, o împușc. Ar trebui să-ți cauți și tu pușca, Petson. S-ar putea să te viziteze dacă își dă seama că mi-am încuiat toate găinile. Și zicând asta, Gustafsson plecă. Aha, care va să zică diseară vulpea o să vină pe la noi. Mormăi în sinea lui Petson și aruncă o privire după Gustafsson. Mai bine am încuiat găinile în coteț chiar acum, nu-i așa, Findus? Motanul se cățărase pe pălăria lui Petson când îl văzuse pe Gustafsson venind cu câinele lui. Mai bine l-ai încuiat pe Gustafsson, spuse Findus cu o privire furioasă. Eunul, n-am niciun pic de încredere în moși înarmați cu puști. Petson râse. Păi de ce, nu vrei să împuște vulpea? Întrebă el. Dacă nu o împușcă, o să vină la noi și o să ne mănânce toate găinile. Vulpile nu trebuie împușcate, trebuie păcălite. Eu le păcălesc tot timpul, spuse Findus. Pun pariu, râse pe înfundate Petson. Ai dreptate, Findus. E păcat să împuști vulpi. Și Petson începu să se gândească, să cugete. Din când în când mai scotea câte un ignet în clipa în care îi venea vreo idee genială sau își dădea seama că, dimpotrivă, nu era chiar așa de genială cum crezuse. Până la urmă înghiți în sec, mârâi, scoase un hă speriat, chicoti încet și spuse: avem piper acasă? Vreau câteva chile, spuse Findus. Atunci hai să construim o găină, zise Petson. Mai bine vii cu mine în șopron ca să nu te fure vulpea și pe tine. Ha, să îndrăznească numai, spuse Findus, dar îl urmă totuși pe Petson. În șopronul pentru unelte găseai tot ce trebuie ca să sperii o vulpe. Petson căută un balon alb, mic și o rolă de sârmă în cutia de pantofi. Apoi începu să cotroboie într-o geantă veche aflată pe un raft. Unde-i piperul Findus? Întrebă el pe un ton fioros. Ar trebui să fie chiar aici, nicăieri altundeva. Noi nu ținem piperul în geanta aia, din câte știu eu, răspunse calm Findus. Piperul e în coșul bicicletei, la locul lui. Ar cam fi cazul să știi și tu. Așa, ai dreptate, spuse Petson și scoase o pungă mare de piper din coșul bicicletei. Trase balonul pe o pâlnie, îl umplu cu piper și umflă balonul. Cât paci să-l spargă. Așa. Și acum ne-ar trebui niște pene. Ai tu niște pene, Findus? Eu? Nu, uite că n-am nici pene, spuse motanul. Întreabă pe Fulguța. Fulguța era șefa găinilor. Stătea în crăpătura dintre șopron și cotețul găinilor și urmărea cu atenție curioasă să vadă ce se petrece. Fulguțo, avem nevoie de niște pene ca să o speriem pe vulpe. Va trebui să sacrificați câteva pene fiecare dintre voi, spre binele vostru. Fulguța își înălță ciocul în vânt și se duse la celelalte găini. În timp ce cotcodăceau și discutau, Petson înfășură o bucată de sârmă în jurul balonului și o îndoi în așa fel încât să semene cu un gât și două picioare. În cele din urmă, Fulguța se întoarse cu o pungă de pene. Dar să știți că le vrem înapoi, spuse ea cu o expresie îndârjită. Da, da, stai liniștită, vi le dăm înapoi, răspunse Petson. Apoi începu să lipească penele de balon. Făcu un cioc, o creastă și o coadă din pene cu ajutorul lui Findus. Când în sfârșit terminară, balonul semăna aproape leit cu o găină adevărată. Ce găină drăguță, spuse Findus. Dar la ce ne trebuie?
E momeală pentru vulpe, îi zise Petson vesel. Diseară o să se furișeze tiptil în curte. Uite așa, pâș, pâș. O să o vadă pe găina noastră singură singurică. O să se repeadă la ea și mrrr, o să-și înfigă colții și bum, găina o să explodeze. Și atunci dumneai o să se sperie de moarte și când o să-și tragă sufletul, o să-i vină tot piperul în nas și în gură. Și coana vulpe o să înceapă să strănute și să scuipe. O să vezi că nu o să mai poftească niciodată la găini. Găinile aplaudară și Findus îl privi cu mândrie pe moșul lui. Ce idei geniale ai tu, Petson, spuse. Cei doi mutară găina în curte, după care începură să-i dea târcoale cercetând-o din toate unghiurile. E frumoasă, spuse Findus. Da, știu, zise mândru Petson. Preț de câteva secunde se făcu liniște. Dar mă întreb dacă o să fie de ajuns, spuse Findus. N-ar fi bine să și bubuie puțin, ca să știm și noi o treabă. Ca să se prindă că nu e deloc binevenită. Ție-ți cam plac bubuiturile, nu-i așa? Spuse Petson și aruncă o privire piezișă spre Motan. E, nu neapărat, zise Motanul indiferent, dar mă gândeam la bietele găini. Da, da, știu că te gândești la binele lor, spuse Petson. Apoi se trase de nas și se mai gândi puțin. Da, poate că ai dreptate. Nu ne costă nimic dacă mai punem și câteva pocnitori în caz că-i înceată la minte și nu se prinde. Mai bine vii cu mine să nu-ți explodeze găina aia în cap. Dar eu nu sunt vulpe, spuse Findus, urmându-l totuși pe moș. Petson se duse înapoi în șopron și începu să cotrobuie prin cutiile vechi de vopsea pe care le ținea pe sobiță. Unde-s pocnitorile, dacă îmi permiți să te întreb? Spuse, aruncându-i o privire fioroasă lui Findus. Alaltăieri era plin de pocnitori pe aici și acum ia-le de unde nu-i. Findus! Din câte știu eu, pocnitorile le ținem în cutia pentru pălării de lângă ușă, zise Findus pe un ton răbdător. Da, tot ce se poate. Ai dreptate, bâigui Petson și își umplu buzunarele cu pocnitori, fitili și focuri bengale. Cei doi ieșiră și puseră focuri de artificii în toată curtea. Petson le cuplă pe toate cu fitilul și trase firul pe sub crăpătura de sub ușa casei, prin hol, în dormitor și până la pat. Apoi puse o cutie de chibrituri la îndemână. Uite așa! Cred că am pus destule cât să o speriem, spuse el. Uite cum facem. La noapte, când vulpea vede găina făcută din balon, o să se repeadă la ea și o să o muște și găina o să explodeze. În clipa în care aud bubuitura, o să aprind fitilul și o să înceapă să tune și să fulgere prin toată curtea cât ai zice pește. Dacă nici atunci nu se sperie, înseamnă că e o vulpe năzdrăvană sau așa ceva. Findus stătea și se uita la fitil fără să spună nimic. Vulpile astea sunt cam prostănace dacă ne gândim mai bine. Crezi că o să se prindă de la câteva pocnitori că n-are voie să fure găini? N-am putea să o speriem și cu o fantomă, să știm și noi o treabă. Of, tu cu fantomele tale, crâi moșul. Eu zic că ajunge. Dar în clipa următoare, începu să se gândească la cum ar putea să facă o fantomă să arate cât mai adevărată. Și cu cât se gândea mai mult, cu atât îi se părea mai amuzant. Așa că în curând se duse din nou afară și începu să mormăie singur, aruncând câte o privire în sus, ba la stânga, ba la dreapta. Până la urmă hotărâ. O să construim un funicular. Mai bine vii cu mine, Findus, să nu cumva să-ți explodeze pocnitorile astea în dos. Tss, auzi la el, spuse Findus. Dar se duse totuși după moș. Petson se opri în fața șopronului. Parcă aveam o sfoară lungă aici, pe care am adunat-o frumos și am agățat-o, uite acolo, în cuiul ăla, de care acum atârnă o vioară. Tu ai făcut vrăj pe aici, Findus? Findus căscă plictisit. Ba, n-ai agățat-o nicio sfoară de niciun cui, Petson. Ai pus-o în anvelopă. Da, s-ar putea, dar totuși... Mormăi moșul și scoase sfoara din anvelopă. Apoi găsi un cerceaf potrivit pentru o fantomă și o rotiță atașată la o bară de fier. După care ieși din șopron și prinse frânghia de acoperișul casei mari și de copacul din capătul celălalt al curții. Apoi potrivi rotița pe frânghie. Vino aici, Findus, spuse el. Hai să te dai cu funicularul! Motanul se urcă pe scară și Petson îl acoperi cu cerceaful de fantome. După care îi arătă cum să se țină și făcu vânt.
Iuhu! Pisica fantomă zbură peste curte și câteva secunde mai târziu ateriză în copacul din capătul curții. E bine așa, spuse Petson. Așa rămâne. La noapte, când aprind fitilul, tu te urci repede în pod, tragi cearceaful pe tine și când începe să bubuie și să fulgere cel mai rău, sar pe geam, te prinzi de funicular și când ajungi deasupra vulpii, strigi cât poți de tare și de înfricoșător. N-ai voie să furgăim! Eu zic că ar trebui să se prindă. Da, ar cam trebui, zise Findus. Acum era chiar mulțumit. Avea parte de focuri de artificii, de o fantomă și chiar și de un funicular ca bonus. Gata, ajunge pe ziua de azi, spuse Petson. Hai în casă la cafea. Zis și făcut. Seara care urmă se dovedi a fi foarte palpitantă. Înainte să se întunece, Petson duse toate găinile în bucătărie. Le instrui să nu scoată niciun sunet și să facă de gardă cu schimbul, pitite în spatele ghiveciului cu flori de pe pervaz. Iar în caz că vedeau vulpea, le spuse să-l trezească numai decât. În seara aceea, Petson ieși de mai multe ori ca să verifice dacă găina făcută din balon stătea cum trebuie, dacă fitilul era în regulă și dacă roata atârna pe frânghie. După ce s-au dus la culcare, cei doi repetară planul. La miezul nopții, când o să le fie somnul mai dulce, o să vină coana vulpe. O să se repeadă la găina făcută din balon și o să o muște. Găina o să explodeze. Explozia o să-i trezească pe toți. Petson o să aprindă fitilul. Findus o să se urce repede în pod și când o să bubuie cel mai tare în curte, o să sară pe funicular și o să zboare și o să strige. N-ai voie să furgăim! Și vulpea o să se sperie, o să dispară și n-o să se mai întoarcă în veci. Așa o să fie la noapte, se gândiră Petson și Findus. În câteva ore după ce o să adoarmă. Sau în câteva minute. Sau chiar în secunda următoare. Încetul cu încetul, Findus, obosit de la atâtea emoții, a dormit. Dar Petson nu putea să doarmă. Zăcea în pat pe întuneric, trăgea cu urechea și aștepta. Însă de afară nu se auzea nimic. Sau, da? Ba da, parcă auzise ceva. Sau era doar o părere? Chiar era cineva acolo afară în întuneric? Petson se dădu jos din pat, ieși tiptil în camera mare și se uită cu grijă pe geam. Vulpea se furișa pe lângă cotețul găinilor cu botul în vânt. Părea speriată. Era o vulpe mică și slabă și mai și șchiopăta pe deasupra. Poate că de asta fură găini, se gândi Petson. Probabil că nu-i în stare să prindă un iepure de câmp. Săraca o să facă infarct dacă începe tărăboiul cu focurile de artificii. Lasă mai bine nu aprind niciun fitil. În clipa următoare, vulpea zări găina făcută din balon care stătea singură, singurică în mijlocul curții. Se furișă mai aproape de ea, încet, foarte încet, apoi o rupse la fugă și se opri brusc chiar în fața ei. O adulmecă prudent, după care o zbughi de lângă ea și dispăru în spatele casei. Petson se duse la geamul din spate ca să vadă ce se întâmplase, când colo vulpea sărise peste gard și se uita spre casă. Moșului se făcu milă de ea. Ar fi păcat să o împuște Gustafson, se gândi. Vulpea nu se clintea din loc. Abia se mai vedea în întuneric. Ceasul de pe perete ticăia încet. Era liniște peste tot. În clipa următoare se auzi bubuitura. Balonul explodase. Cineva începu să strănute și să scuipe zgomotos. Findus sări în sus ca și când ar fi dormit pe o trambulină și țipă cât putu de tare. Aprinde fitilul, Petson! Dar când văzu că moșul nu era în dormitor, îl aprise singur și câteva secunde mai târziu toată curtea începu să bubuie și să scoată scântei. Findus se năpusti spre pod, trase pe el cearceaful de fantome, deschise geamul, se aruncă pe pârghie și strigă: N-ai voie să vânezi vulpi! Ce? Nu asta ar fi trebuit să spună. Greșise replica. Ba nu? Nu greșise deloc. Abia când termină de țipat, își dădu seama că nu vulpea era cea prinsă în harababura aia, ci Gustafson. Vecinul lor venise cu pușca și cu câinele. Animalul scheuna și Gustafson se holba la fantoma care zboară spre el cu cearceaful fluturând. Gustafson aruncă pușca și începu să chițăie cu voce slabă. Nu, nu, promit că nu o să mai împuși nicio vulpe. Gata, lasă-mă în pace. În clipa următoare se așternu o liniște de mormânt.
Pocnitorile explodaseră și pisica fantomă dispăruse în copac. Câinele fugise și Gustafsson se uita în jurul lui rămas singur. Părea complet năuc. Doar o pocnitoare mică mai fâsâia încet pe jos. Nu apucase să explodeze încă. Sfrrr! Puf! Gustafsson, igni speriat, o zbughi spre potecă și se făcu nevăzut. După ce lucrurile se liniștiră, Findus sări din copac și fugi în bucătărie. Petson stătea pe un scaun și râdea în hohot. Ai făcut o treabă bună, Findus, spuse el. N-a ieșit chiar cum am vrut, dar poți fi sigur că vulpea n-o să mai pună piciorul pe aici. Care vulpe? N-a fost vulpea, a fost Gustafsson, spuse Findus. Și pot să-ți spun că părea foarte dezamăgit. Da, am văzut. Dar să știi că a fost și vulpe aici, când dormeai. Dar nu s-a atins de găina noastră. A stat în spatele gardului și a urmărit îngrozită focurile de artificii. Cred că a văzut și când a explodat balonul. Pentru că după ce s-au terminat bubuiturile, a intrat în bucătărie și a dat nas în nas cu 10 găini care se holbau la ea. Dar nu s-a atins de ele. S-a speriat și a făcut imediat stânga împrejur. Cred că era frică să nu explodeze și ele. În orice caz, a reușit să șterpelească budinca de ciocolată pe care o pregătisem pentru mâine. Ce vulpe șmecheră, spuse Findus. Ei, lasă să-i fie de bine. Pe tine oricum nu te deranjează să mai faci una, nu-i așa, Petson? Nu, pe Petson nu-l deranja deloc. Sfârșit.